Bună seara, sunt Augustin Presecan. Toată lumea se plânge de nenorocita asta de criză, mica publicitate e plină de anunțuri de vânzare, în timp ce tot mai puțini oameni cumpără, finanțele publice se calcă pe picioare cu executorii judecători sau bancari, încercând să scoată la licitație zeci de sedii, fabrici și uzine vechi, terenuri și bunuri supraevaluate, anunțând că se va da totul pe prețuri tot mai mici, în timp ce nimeni nu se prezintă la licitații. Din când în când însă mai apare vreo instituție de stat, cum am auzit că va fi cazul sediului Institutului de Proiectări din județ, care va fi probabil cumpărat de Consiliul Județean Alba. Invitat la Alba în Corzi este Dan Mihai Buda, un tânăr cu experiență reală în mediul privat, student la informatică după ce a absolvit facultatea de drept la stat, căsătorit cu o polițistă, tatăl unei fetițe frumoase. Un tânăr așadar confruntat cu insolvențe și falimente, atât din poziția de manager, conducând firme importante din județ până nu demult, cât și ca practician în insolvență, fiind acum reprezentantul din Alba al unei societăți de insolvență puternice din România. Evident, ar fi fost frumos să vină un profesor universitar și să explice din cărțile de economie de acum 5 ani, dar de asta suntem sătui cu toții, mai ales că unii dintre ei au venit după ce ne-a lovit criza și s-au înscris cu succes în corul bocitoarelor fără nicio soluție. Ăsta este motivul pentru care l-am chemat pe Dan Buda, un om viu, cu bune și cu mai puțin bune, care a trăit intens economia pe propria piele. L-am invitat deci în fața dumneavoastră să ne spună chiar el, din punctul lui de vedere, cu experiențele lui, cu eșecurile și cu reușitele lui, cum să facem cu toții să ne fie mai bine. Salut, Dan! Salut, Augustin! Am să încep emisiunea puțin ieșit din normalul ei și direct cu rubrica pe dumneavoastră ce vă recomandă. Rog regia să dea introducerea și după aceea revenim imediat în emisie. Cine vă recomandă? Vocea și talentul meu. Poftiți, poftiți, domnișoară. Cine vă recomandă? Una sută lei. Puțin? Foarte puțin. Dan Buda, pe tine ce te recomandă ca să vorbești, să te adresezi auditoriului, telespectatorilor Alba TV și să ne dai sfaturi despre cum am putea cu toții să trecem prin această criză economico-financiară? Sunt din Alba Iulia, în primul rând. Am absolvit facultatea în Alba Iulia, facultatea de drept. Mi-am căutat un job din timpul facultății, m-am angajat în timpul facultății la o societate din Alba Iulia. Am lucrat acolo de la o poziție, să nu zic inferioară, dar o poziție de muncitor necalificat. Am urcat în ierarhia societății până la poziția de manager. Am investit în primul rând timp propriu și timp care ar fi trebuit poate să le dedic familiei în munca mea din acea societate. Am suportat riscurile de a conduce societatea, riscurile inerente în momentul în care aceasta a intrat în insolvență și apoi în faliment. Am lucrat 12 ani la acea societate. Deci am cunoscut și bune, și perioada când a funcționat, când am lucrat, când mergea bine, am cunoscut și perioada rea, perioada când afectați de criza economică care a afectat pe toată lumea, am fost nevoiți să intrăm în insolvență și apoi să ajungem chiar în situația de faliment. Apoi, zicând că nu, aici se termină totul și că nu putem fi învinși așa de ușor, am folosit experiența practică din această poziție și m-am angajat la o societate de practicieni în insolvență. Cred că experiența dobândită în poziția de manager și mă recomandă să vorbesc despre probleme, să vorbesc despre criză, să vorbesc despre soluții care le-am aplicat eu sau care le văd eu că ar putea fi aplicate. Și în plus de asta, ai venit să vorbești telespectatorilor Alba TV pentru că te-am chemat eu și m-am gândit că nu s-ar putea găsi o persoană mai potrivită care să se adreseze oamenilor în general. Ce cifră de afaceri a avut societatea pe care tu ai condus-o într-un an cel mai mult?
în cel mai bun an, să spun așa, al ei, în 2008, a avut o cifră de afaceri de peste 12 milioane de euro. Anual. Anual. Am înțeles. Îți mulțumesc pentru această introducere. Putem intra direct în subiect. Cum crezi că oamenii care acum muncesc și se gândesc că la un moment dat ar putea să, și cum este și normal, să primească o pensie, fie că vorbim acum de pensiile private, fie că vorbim de cele din sistemul de stat, cum ar trebui să se raporteze la acest viitor care, din punctul meu de vedere, este puțin sau mai mult incert și dacă ei ar trebui să-și facă și planuri alternative sau cum vezi lucrurile din acest punct de vedere și cum le privești tu ca un tânăr care la 30 de ani a fost obligat să pună punct și să o ia de la capăt. Cred că nu putem să ne bazăm pe un singur protector, statul român. Cred că nu e bine să punem toate ouăle într-un coș, ca să vorbesc așa. Trebuie să ne gândim din timp, din perioada când putem munci, din perioada când putem să ne dedicăm timpul muncii, să ne gândim cum să ne protejăm atunci când nu vom mai avea un loc de muncă. Să facem economii, să investim în, eu știu, proprietăți imobiliare, dacă avem posibilitatea, în ceva care își păstrează valoarea în decursul timpului. Nu ne putem baza pe un sistem de pensii care, conform ultimelor estimări, dacă nu mă înșel, nu va putea asigura decât 15% din necesarul zilnic al unei persoane. Ai spus să investim în imobiliare. Ai putea să detaliezi acest lucru pentru că, așa cum spuneam și în introducere, toate site-urile de anunțuri, ziarele, televiziunile sunt pline de aceste publicizări ale faptului că se vând apartamente, case, toate într-o avalanșă, care este mai mic prețul în speranța că acel bun imobiliar va fi și vândut, să fie apartamentele pe care oamenii să și le dorească sau spre care oamenii trebuie să se îndrepte, să fie micile ferme sau casele la țară sau oamenii care au bani sau oamenii care nu mai au bani și vor să scape de aceste bunuri imobiliare. Cum ar trebui, din punctul tău de vedere, repet, să privească această situație, această realitate nouă? În primul rând că această situație, părerea mea este că a apărut din cauza nevoii de a avea. A nevoie de a avea, imediat de a avea ceva și ne-am îndatorat, am făcut credite, am împrumutat bani scumpi, care apoi nu am mai avut de unde să-i plătim. În primul rând, a investi în imobiliare nu înseamnă a cumpăra din credite scumpe. Înseamnă a economisi banii, a-i pune deoparte prin programe de economisire și apoi, la momentul oportun, care depinde de fiecare, nu există un moment oportun general, a-i transforma într-o investiție. O investiție la țară, într-o fermă, dacă suntem chemați pe ceva, într-o investiție în, eu știu, poate metale prețioase, dacă ne plac metalele prețioase, într-o proprietate imobiliară unde să locuim, dacă ne permitem, dar, repet, fără a apela la resurse pe care nu le vom putea plăti sau pe care nu știm în acest moment dacă le vom putea plăti în următorii 20 de ani, cum s-a întâmplat. De unde și avalanșa de probleme și de imobile scoase la vânzare, mai ales în ultimul timp de către bănci, sunt bani împrumutați la costuri foarte mari, doar din nevoia de a avea ceva personal, un bun, o casă sau un apartament, fără a ne gândi pe termen lung dacă vom avea de unde îl plăti sau dacă se întâmplă ceva, de unde dăm bani. Toată lumea se gândea, după ce și-a cumpărat o casă, că ar fi bine să pună câte o plasmă cât mai mare în fiecare cameră. Toată lumea își dorea câte un smartphone pentru fiecare copil al său, indiferent că copilul mergea la grădiniță sau în primii ani de școală. A fost această explozie de credite, această explozie a dorințelor oamenilor sau venite în urma unor dorințe pe care ei mult timp și le-au reprimat și s-a ajuns în situația de astăzi în care toate aceste lucruri
nu mai valorează nimic. Vedem, repet, iarăși la anunțuri, oamenii își vând plasmele, își vând telefoanele mobile. Ai dreptate. Am vrut să avem ceea ce alții aveau deja, poate în afara granițelor României, poate alții de lângă noi. Am vrut să avem într-un termen foarte scurt ceea ce alții aveau deja. Și am avut această posibilitate îndatorându-ne, crezând că putem să cumpărăm ceva și să plătim toată viața, însă fără să ne dăm seama că poate nu vom avea toată viața acele venituri, se pot întâmpla accidente, fără să ne dăm seama că poate nu ne va plăcea toată viața acel lucru, că poate nu vom dori să stăm în aceeași casă toată viața, poate nu vom dori să avem același telefon toată viața. Și am investit foarte multe resurse scumpe în a achiziționa niște bunuri trecătoare. Vedem cu toții aceste reduceri și ulterior creșteri de salarii în termeni nominali, adică dacă un salariu a fost redus cu 25%, un salariu de 10 milioane s-a ajuns la 750 de lei, ulterior, peste un an, peste 2 ani, el a crescut redevenind acei 10 milioane, însă toate prețurile au crescut, ceea ce duce în valoare reală a salariului de 10 milioane cu mult mai mic față de ceea ce el reprezenta acum 2 ani. A crescut prețuri la gaz, la curent, la combustibil, la absolut... Inflația pe acest an a crescut cu 16%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a scăzut cu 16%. Putem cumpăra cu aceiași bani, cu 16% mai puțin decât cumpăram anul trecut. Nu există o protecție, din păcate, pentru cei ce au făcut acest pas și s-au îndatorat pentru a-și cumpăra anumite bunuri. Nu există o protecție a statului, din păcate, care să îi ferească de problemele de executare asilită, care să îi ferească de a pierde casa în care au investit bani, timp și suflet, visele lor. Și visele lor. Și poate ar fi nevoie. Sunt câteva proiecte de legi depuse, două proiecte de legi depuse în Parlament pentru insolvența persoanelor fizice, care ar oferi o oarecare protecție persoanelor fizice, adică cetățenilor, în fața executării silite. Dar nu o protecție prin care să unii să câștige în mod injust. Necuvenit. Ci o protecție care să le permită să nu piardă casa, să nu rămână în stradă, pentru că sunt foarte multe cazuri, de ordinul sutelor de mii, de restanțe la creditele contractate în perioada anterioară și care, în definitiv, probabil vor ajunge în această situație de executare. Pentru că ai vorbit de aceste proiecte de legi și eu mă feresc foarte mult să dăm speranțe care ar putea să nu se adeverească și, în general, să dăm speranțe false. Crezi că aceste proiecte de legi, evident, din poziția de spectator a vieții politice, nu au nicio legătură cu campaniile electorale sau ar putea să fie doar un lucru cu care politicienii să iese în față, să își primească voturile și ulterior să uite de ele pentru următorul mandat? Nu ar fi nici prima dată și sunt convins că nici ultima dată când s-ar întâmpla acest lucru. Am amintit despre existența lor pentru a ști că totuși există așa ceva. Eu zic că ar trebui să fie adoptate într-o anumită formă niște legi care să protejeze cetățeanul de aceste probleme create de criza economică. O criză care omul de rând, să zic așa, din care facem parte cu toții, nu a putut să o anticipeze pentru că nu a avut informațiile, nici guvernanții nu au putut anticipa. Să nu uităm că toată această frenezie a cheltuielilor, a consumului, a pornit de la speranțe date de către cei care ne-au condus și care ne-au spus că totul merge bine, că totul este roz, că suntem într-o continuă creștere, că în organizația din care facem parte acum va fi mult mai bine și apoi aceste speranțe s-au năruit. Cred că ar fi nevoie de o protecție care să fie oferită celor care au crezut și care nu au putut să anticipeze o creștere a ratei de schimb cu 30, 40, 50% și așa mai departe. Acum, cu toate că politicienii au toate vinele din lume, n-aș vrea să se creadă că
populația sau oamenii ar fi complet nevinovați, pentru că nimeni nu i-a obligat, nimeni nu i-a dus cu ochii, nu i-a dus legați la ochi să semneze contracte care a pus un astfel de, o astfel de presiune asupra vieții lor de atunci până astăzi. Oamenii înșiși au dorit, au vrut, probabil nu mai mult decât se putea. Să... Ai perfectă dreptate. Nu a obligat nimeni pe cetățeni să ia un credit care poate, acum nu poate să-l plătească. Dreptate. Dar nici criza nu a depins de cetățeanul care a cumpărat, cel care a luat creditul. Nu a depins de voința mea sau voința altui cetățean al acestei țări de a fi sau nu criza. Această criză a pornit la nivel global și a afectat inclusiv țara noastră și inclusiv pe cei care au crezut că va fi mai bine. Ori, din acest punct de vedere, întrucât statul de aceea există ca să aibă grijă de proprii cetățeni, a trebuit să aibă grijă de ei și să le ofere o oarecare protecție, nu o protecție care să ajungă la situații injuste prin care să păgubească creditorii, dar la o protecție ca aceștia să nu își piardă casele, să aibă unde sta, să nu se trezească în stradă și așa mai departe. Să nu se ajungă la gesturi disperate, să nu se ajungă la copii care absolut. Să nu poată să meargă la școală, să li se fure ani în cei mai importanți pentru educație, pentru... Da, nu susțin să nu ne mai plătim creditele. Nu susțin acest lucru. Ci doar că este nevoie de o anumită protecție pentru cel care se află într-un impas pe moment. Deci nu a oferit protecție celor care nu vor să mai plătească, ci a ajutat pe cei care vor, dar nu au posibilitatea momentan. Ai vorbit de restanțe, de restanțieri. Primăria municipiului Alba Iulia a publicat, a afișat ieri pe site-ul apulum.ro, a afișat listele cu restanțierii, cu datornicii la plata taxelor locale. Evident, o să intrăm acum în detaliu cine, ce, cât, cum, ci aș vrea pentru telespectatorii noștri și pentru locuitorii județului Alba, nu neapărat pentru cei ai municipiului Alba Iulia, să ne reamintești ce înseamnă aceste taxe locale, cine le datorează și pentru ce. Taxe locale sunt taxe pe proprietate. Proprietate asupra bunurilor imobile, case, apartamente, terenuri și asupra bunurilor mobile, mașini, în special mijloace de transport. E normal că atunci când îți cumperi un bun, că este casă, că este apartament sau că este un mijloc de transport, o mașină, un autoturism, să știi că vin și anumite taxe. Și e normal să le plătești. Aceste taxe nu sunt foarte mari și trebuie achitate pentru că proprietatea aduce cu sine și obligații, nu aduce doar drepturi. Dar este normal, din nou, din punctul tău de vedere, această creștere a acestor taxe locale, evident, hotărâte de la nivel guvernamental, pe prima, a doua, a treia, a patra proprietate, cu 100%, cu triplarea, cu înmulțirea lor cu 4, sau creșterea de la un impozit pentru un autoturism de până la 200 de lei, la peste 25, 35, 50 de milioane, în funcție de capacitatea cilindrică, dacă un om și-a luat în 2005 un autoturism cu o capacitate cilindrică de peste 2000 de centimetri cubi și avea o de plătit până în 200 de lei, ulterior, respectiv anul trecut, anul acesta, el are un impozit de peste 20 de milioane, ceea ce el atunci nu putea să anticipeze în absolut niciun fel. Cum crezi că aceste lucruri se reglează în mintea, în percepția omului care și-a cumpărat acea mașină? Se simte el nedreptățit? Statul îi oferă o șansă corectă față de el? Are o atitudine corectă? În primul rând, referitor la creșterea taxelor în general, nu doar progresiv pe numărul de mașini sau pe capacitatea cilindrică a acestora, nu sunt de acord, cât timp, în principal, argumentul guvernului, dacă de la nivel central s-a pornit cu această creștere, îl constituie creșterea inflației sau, eu știu, diminuarea puterii de cumpărare sau diminuarea valorii leului. Pentru că salariile sunt plătite în lei,
pentru că veniturile sunt disproporționate față de alte țări din Uniunea Europeană și atunci nu putem să invocăm o creștere a taxelor cât timp nu creștem veniturile. Aceste venituri în ultimii ani, de fapt, fiind diminuate, nefiind crescute. Referitor la progresia taxei în funcție de capacitatea cilindrică, poate că unii ar spune, lasă cei care au mașini puternice să plătească mai mult. Eu văd problema altcumva. Văd că și cel care are un venit mai mic ar trebui să aibă acces la o mașină mai puternică. De ce să punem niște taxe exclusiviste care vor asigura accesul doar a unei părți a populației, a unei foarte mici părți a populației către aceste mașini? De ce să nu punem niște taxe normale care să fie aceleași pentru toată lumea? Să permită și celui care are venituri mai modeste să-și ia o mașină mai puternică, nu doar celui care are venituri mai mari. Oricum, proprietarii, ca să mă refer acum la mașinile Aro, care au motoare diesel de capacitate cilindrică mare, care ele însele nu costă mai mult de câteva zeci de milioane și se ajunge la un impozit pentru un astfel de tip de autoturism de zeci de milioane pe lei pe un an. Cu toate acestea, motorul fiind mai mare consumă mai mult carburant, consumă mai multe consumabile, cauciucuri, care toate sunt purtătoare de TVA, de accize. Și cu toate astea, eu mă refer acum la tratamentul care ar putea să pară incorect, unfair sau discriminator. Adică tu când îți cumperi mașina, știi și îți programezi că ai de plătit o anumită taxă și ulterior te trezești restanțier la plata taxelor locale cu zeci de milioane de lei. Fapt pe care tu, așa cum spuneai înainte, nu putea omul simplu, tu ca om simplu, nu puteai să prevezi că se va ajunge la o astfel de situație. Așa este. Sunt foarte multe situații în care regulile jocului se schimbă în timpul jocului. Nu este primul exemplu. Nu este corect să se schimbe peste noapte sau, eu știu, de la un an la altul. Aceste proiecte de taxe ar trebui dezbătute public, ar trebui ca cei care le propun să asculte părerea cetățenilor, a celor care până la urmă i-au votat să ajungă acolo unde au ajuns și, în funcție de părerea generală, să promoveze sau nu aceste proiecte. Din păcate, fără a încerca să mă pronunț asupra politicii românești, că nu doresc acest lucru, nu se întâmplă ceea ce am spus, nu se discută înainte, se măresc taxe, se schimbă regulile în timpul jocului și suportăm consecințele. Și de, mai ales în ultimii ani, ca să nu vorbesc în ultimii 15 ani, există o marotă, tot timpul ni se spune, trebuie să returnăm banii împrumutați de la femei, trebuie să mărim taxele și impozitele locale. Am dat exemplu acela cu creșterea impozitelor pe mașini, deși el pare, gândindu-ne, este puțin ilogic, nu putea să fie prevăzut, crezi că se va mai putea sau vom putea asista la astfel de surprize în care să ni se spună înainte de alegeri, stați liniștiți, nu vom mări impozitele, nu vom introduce taxe noi? Și după alegeri să ne trezim cu progresii geometrice ale unor impozite și taxe, fie că vorbim de cele locale, fie că vorbim de impozit pe profit sau pe Augustin, dividende. Scuză-mă, a fost aproape retorică întrebarea. Răspunsul era în întrebare. S-a întâmplat până acum, sunt convins că se va întâmpla și în viitor. Ca să concluzionăm, care este sfatul pe care tu îl dai sau pe care tu l-ai da, deschis cum te cunosc, pentru că suntem de aceeași vârstă, pentru că nu vreau să te fac din nou tânăr, deși ai foarte, foarte multă experiență, dar deschis și sincer, pe care tu l-ai da unui om care ar veni nu neapărat să te consulte, ci într-o discuție pe care ai purtat-o cu el. Să se protejeze ca să îi fie mai bine, sau dacă are bani sau dacă nu are bani sau ce să facă. Care este sfatul tău? Sfatul meu este să nu pună toate ouăle în același coș. Să economisească, să cheltuiască cu cap, să nu se întindă la mai mult decât îi duce poate din veniturile actuale. Să gândească tot timpul ce se întâmplă dacă
într-o anumită perioadă de timp va rămâne fără job, fără servici, din ce se va întreține, din ce își va întreține familia, și să caute să devină propriul său șef, propriul lui șef. Să câștige pentru el, să își urmească propriul interes. Cred că după experiența mea de 12-13 ani în mai multe firme, pot să spun că acesta este idealul de a munci efectiv pentru noi și de a ne proteja singur, de a ne găsi singur căile de a economisi, de a investi și, bineînțeles, să avem grijă la consum. Îți mulțumesc frumos, Dan Buda. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, dragi telespectatori. Mulțumesc echipei Alba TV pentru că a făcut posibilă această emisiune. Vreau să vă menționez că în această emisiune am folosit și sfaturile prezentate de sau date sau cu drag afișate pe site-ul său de către economistul Bogdan Glăvan pe www.logec.ro. Să ne vedem cu bine!